Domnul să fim biruitori. Amin. În numele Domnului Iisus Hristos, pentru că El este biruința noastră. Și mai spune Biblia că ceea ce aduce biruința supra lumii este credința noastră. Și Domnul să ne mărească credința. Amin. S-a citit un scurt pasaj din discursul Mântuitorului, discursul escatologic al Mântuitorului, care privește sfârșitul lumii și evenimentele viitoare. Acest pasaj, Marcu 13, Luca 21, Matei 24, sunt pasaje foarte cunoscute, foarte dezbătute și multe persoane nu se înțeleg bine pe seama acestor pasaje. Ele ne vorbesc despre perioada revenirii Domnului și ce trebuie să facem noi în această perioadă până când Domnul revine. Când va veni Domnul și care este condiția în care noi trebuie să-L așteptăm pe Domnul Iisus Hristos. Vreau să recitesc versetul 35 care spune așa: Vegheați dar, pentru că nu știți când va veni stăpânul casei, sau seara, sau la miezul nopții, sau la cântarea cocoșilor, sau dimineața. Păi se citea versetul 32 care spunea că despre ziua aceea, da? Sau ceasul acela, nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Acum, mai citesc un verset. 1 Tesaloniceni, capitolul 5:5, spune așa: Dar voi, fraților, nu sunteți în întuneric. 1 Tesaloniceni 5:5. Pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoț. Dar acum se știe sau nu se știe? Aici Pavel face o diferență. E vorba despre voi și despre ei. Despre fiii luminii și fiii întunericului. Și spune, voi nu sunteți din întuneric. Voi nu sunteți în întuneric. Pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoț. Adică, pe copilul Domnului nu trebuie să-l surprindă revenirea Domnului Iisus Hristos. De ce? Păi noi o așteptăm în fiecare zi. Noi trăim cu dorul și cu dorința aceasta de a ne întâlni cu Domnul Iisus Hristos. Și acest verset pe care l-am citit eu din Marcu capitolul 13 este practic o perioadă de timp prinsă de Iisus Hristos într-o expresie pe care El o folosește, în care Mântuitorul oarecum le spune ucenicilor când va veni El. Nu știm ziua, nu știm ceasul, dar cunoaștem oarecum perioada. Când veți vedea întâmplându-se aceste lucruri, să știți că Fiul omului este aproape, este chiar la uși. Adică când vedem niște circumstanțe care se petrec, potrivit Scripturii, noi știm că Mântuitorul este aproape, este chiar la uși. Și apoi spune aici, vegheați dar, pentru că nu știți când vine stăpânul casei. Și aici vorbește despre patru perioade. Sau seara, sau la miezul nopții, sau la cântarea cocoșilor, sau dimineața. Potrivit rânduielii romane, noaptea era împărțită în patru straje. De asta vorbește Iisus Hristos, vorbește potrivit vremii respective, ca oamenii să înțeleagă. Și întrebarea lor, pentru că întreabă la Marcu 13, Doamne, spune, când se va întâmpla, când vei veni? Și Mântuitorul, treptat, în discursul său escatologic, răspunde și la această întrebare. Stăpânul casei poate veni, fie seara, fie la miezul nopții, fie la cântarea cocoșilor, fie dimineața. Și după dimineață, nu mai există o altă perioadă pe care Mântuitorul o cuprinde. Și acum vreau să vă spun că, practic, Domnul Iisus Hristos, când a vorbit despre ceea ce eu am citit aici, nu s-a referit la o strajă din noapte, ci s-a referit la o perioadă lungă de timp, care a fost oarecum cuprinsă în fiecare strajă din noapte. Și dacă ar fi să privim retrospectiv în istoria Bisericii Creștine, vom descoperi că putem să aplicăm acest verset
unei perioade din istoria Bisericii Creștine. Pe de o parte, când vorbim despre seara reprezintă perioada Bisericii Primare și perioada apostolilor. Ei credeau că Domnul Iisus Hristos va reveni în timpul vieții lor. Ei credeau că împărăția lui Dumnezeu va fi instaurată în timpul vieții lor. Asta este seara. Așa, asta reprezintă seara. Și dacă ar fi să citesc, sunt multe versete, să spun așa. Deci apostolii, fapte 1:6. Deci apostolii când erau strânși la oaltă, urma Mântuitorul să se înalțe la cer. Era imediat înălțarea lui Iisus Hristos, da? L-au întrebat: Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția ta? Adică ei credeau și știau că Iisus Hristos va reveni în perioada în care ei trăiau. Asta este practic perioada aceasta cuprinsă în seară. Uitați ce spune omul lui Dumnezeu Pavel, un om al lui Dumnezeu plin de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, un om care știa cine este Dumnezeu, spune Biblia aceasta în 1 Tesaloniceni 4:17, așa, vorbește despre răpirea bisericii, spune, apoi, zice, noi cei vii, zice, care vom fi rămas, vom fi răpiți. Adică el credea, știa, avea credința aceasta că Mântuitorul va reveni în timpul vieții lui. A venit Mântuitorul seara? Nu a venit. Deci perioada cuprinsă această expresie seara, care reprezintă poate primii 300 de ani, perioada Bisericii Primare și imediat următoare, Mântuitorul nu venise, nu a venit. Urmează a doua perioadă, da? La miezul nopții. Acum, din punct de vedere istoric, când vorbim despre miezul nopții, vorbim despre o perioadă care începe undeva după anul 300 în istoria Bisericii Creștine și ajunge undeva în jurul anului 1400, în jurul anului 1500, și aici cuprinde perioada Evului Mediu, o perioadă de moarte spirituală, o perioadă în care biserica devine supusă statului, o perioadă în care biserica își pierde mărturia, o perioadă în care încep să se dezvolte în biserică cultul sfinților și cultul icoanelor și oamenii încet, încet încep să se închine făpturii, să se închine icoanelor în loc să se închine lui Dumnezeu. Valorile Bisericii Primare au fost abandonate, iar creștinismul a devenit o afacere. Evul Mediu, spune Iisus Hristos, sau la miezul nopții. O perioadă în care nu mai știa ce se întâmplă acolo. Biserica își pierduse mărturia. În perioada aceasta se dezvoltă așa numită tradiție și oamenii, în mod special și astăzi, se orientează bisericile istorice mai mult după tradiție decât după Scriptură. Și aici fac o paranteză. Eram la Arad, la master, la biserica, la Facultatea de Teologie Ortodoxă și acolo am fost unul din părinții, din preoții care erau acolo și ne predau omiletică. A fost un preot numit Gordon, preotul Gordon din București. Omul acesta a venit la cursuri, ne preda cursuri și a întrebat la un moment dat cine dintre noi de aici este neoprotestant, baptist, penticostal sau creștin după Evanghelie. Și am fost 2 sau 3 persoane. Și el atunci a ținut o cuvântare foarte profundă pe aspectul acesta, așa nume, că biserica tradițională, vorbim despre biserica ortodoxă, trebuie numai decât, adică obligatoriu și imediat să își întoarcă privirea de la tradiție la Scriptură. Amin. Ei, asta s-a întâmplat în evenimentul tocmai invers, ei s-au întors de la Scriptură și au început să urmărească tradiția. Și practic Pavel intuiește asta și spune în Galateni 1:6, oricine va veni să vă predice o altă evanghelie, zice, chiar și un înger din cer, chiar și noi, să fie anatema, să nu vă luați după el. Perioada Evului Mediu. Și vă întreb, a venit Domnul Iisus Hristos în perioada Evului Mediu, între anul 300 și anul 1400-1500? Nu a venit Domnul Iisus Hristos. Bun. Următoarea perioadă. Cântarea cocoșilor. O altă perioadă din strajă, din noapte, era această cântare a cocoșilor. Când vorbim din punct de vedere istoric al Bisericii Creștine despre acea perioadă a cântării cocoșilor, în mod special facem referire la perioada reformatorilor și a reformelor.
adică undeva în jurul anului 1500, atunci când Dumnezeu a mișcat inimile unor oameni, cum ar fi Martin Luther, Zwingli și așa mai departe, care au readus în creștinism Scriptura în mod special ca bază și ca fundament. Și știți că Martin Luther, pe poarta de la Wittenberg, a bătut în cuie cele 95 de teze care protestau împotriva sistemului religios catolic. De aici, practic, și această denumire de protestatari sau biserică protestantă sau după aceea și noi ne-am tras de acolo neoprotestantă. Deci eu vin cu această învățătură clară a Bibliei, care spunea că doar Scriptura, doar credința și doar harul ne mântuiește. Nu biserica, nu indulgențele pe care ei le plăteau și prin care atunci când plăteai bani sau dădeai bani la biserică, ziceau că sufletul sare din iad în rai. Nu există așa ceva. Și oamenii erau amăgiți de felul acesta. Ei, omul acesta, practic Martin Luther, și înainte de el a fost și Jan Hus, care a pus bazele reformei, au fost oameni care s-au apropiat de Scriptură și și-au dat seama că nu este bine. Și atunci a început să cânte cocoșul și a început deșteptarea în lumea noastră. Asta însemnează cântarea cocoșilor. Și de acolo a început să dezvolte tot felul de învățături care au resuscitat oarecum creștinism sau parte din creștinism și au revenit la ceea ce înseamnă Scriptură. Știți că bisericile reformate, sau în loc de cruce, au cocoș. Știți asta? Ele au cocoș. Perioada aceasta a cântării cocoșului se sfârșește oarecum în jurul anului 1800, în momentul în care în biserica aceasta, în mod special, intră liberalismul. Adică poți să trăiești cum vrei, poți să faci ce vrei tu, poți să... Odată ce ai fost mântuit, ești pentru totdeauna mântuit, mântuirea nu se poate pierde. Exact ceea ce spunea Romani, domnule, să păcătuim mereu ca să se înmulțească harul și așa mai departe. Ei, aici oarecum se termină perioada aceasta a cântării cocoșilor. Și apoi vă întreb, a venit Domnul până undeva în jurul anului 1800? A venit Domnul. Și mai este o singură perioadă în discursul Mântuitorului în care El spune că trebuie să revină. Și dacă n-a venit seara, dacă n-a venit la miezul nopții, dacă n-a venit la cântarea cocoșilor, atunci Mântuitorul trebuie să vină dimineața. Perioada pe care noi o trăim este dimineața, în care Mântuitorul este gata, gata să revină. Din punct de vedere istoric, această perioadă a dimineții o întâlnim după anul 1800, atunci când au apărut metodiștii, baptiștii, penticostalii, este perioada pe care noi o trăim. Este acea perioadă în care suntem chemați de Dumnezeu să ne uităm în Scriptură și să vedem în jurul nostru cum se împlinesc semnele sfârșitului. Apoi tot în Marcu zice, printre altele, să ne uităm la smochin și de la el învățați. El este practic ceasul lui Dumnezeu, poporul lui Dumnezeu, poporul Israel, care în 1948 a devenit stat recunoscut de lumea aceasta. Și a început să înfrunzească, a început să frângească, a început să prindă din nou rădăcină și contur. Potrivit Scripturii, Biblia spune că o generație ține 70-80 de ani. Asta însemnează că trăim în momentul în care s-au împlinit 70 de ani, în 2018, anul acesta, de când Israelul a devenit din nou stat recunoscut. Asta înseamnă că Domnul este foarte, foarte aproape să vină. Nu vorbesc despre o zi, despre un ceas, pentru că asta nu știe nimeni. Dar pe noi nu trebuie să ne ia prin surprindere revenirea Mântuitorului. Și dacă o generație ține 70-80 de ani, cum spune Moise, 70 pentru cei mai tare 80 de ani, asta însemnează, după toate studiile celor care aprofundează Scriptura, că între anul 2018 și 2028 se vor împlini foarte, foarte multe semne ale revenirii Domnului Iisus Hristos și Domnul poate reveni oricând, chiar și acum este până la urmă decizia lui Dumnezeu. Întrebarea este, pentru că știm, zice, voi nu sunteți în întuneric ca să nu știți, pe voi nu vă ia ziua aceea așa, cum să spun, ca un hoț noaptea, nu, nu. Voi cunoașteți perioada, voi cunoașteți semnele, voi cunoașteți oarecum circumstanțele în care Domnul vine. Dacă n-a venit seara, dacă n-a venit la cântarea cu coș, dacă n-a venit la miezul nopții, înseamnă că vine dimineața, în perioada în care noi trăim, frați și surori. Întrebarea este, cum îl așteptăm noi pe Domnul Iisus Hristos?
Și fratele Flavius vorbea despre condițiile în care trebuie să-L aștepți pe Mântuitorul tău. Nu putem să-L așteptăm oricum, nu putem să-L așteptăm pasiv. El a dat robilor săi niște sarcini. Dom'le, trebuie să faci asta, asta, asta. Amintiți-vă de pilda talanților. Spune că i-a chemat stăpânul, i-a dat talanți, a plecat și după multă vreme a revenit și l-a cerut socoteala. Cum îl aștepți pe Domnul Iisus Hristos? Pe lângă ceea ce a vorbit fratele Flavius, amintind despre ce a spus el și foarte bine a punctat, vreau să punctez un singur lucru. Condiția de bază în care trebuie să mă găsească Domnul este să fiu în casa Lui. Să-i aparțin Lui Dumnezeu, spune așa, se va întâmpla ca și cu un om plecat în altă țară care îți lasă casa. Hristos a plecat în cer, este la Tatăl, la va reveni. Și atunci a lăsat în biserica Lui jos pe pământ. Și mă întreb pe mine și pe dumneavoastră, pentru că aseară eram la evanghelizare și am început cu această întrebare. Ai cui suntem? Al cui ești? Cui aparținem noi până la urmă? Pentru că dacă suntem ai Lui Dumnezeu, dacă suntem fii ai luminii, păi nu trăim în întuneric, trăim ca în lumină, trăim ca Iisus Hristos, fiind fii ai luminii. Dacă ești în casa Lui Dumnezeu, faci parte din biserica Lui Dumnezeu, atunci bucură-te de această stare de har, dar dă-ți toată silința să-L aștepți pe Domnul. El poate să vină oricând. Și amintea fratele Flaviu și eu vreau să citesc acel verset în care spune Mântuitorul așa, Matei 25:44. De aceea și voi fiți gata. 24:44. De aceea și voi fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. E numai unul singur Dumnezeu, dar cunoaștem perioada. Știm că a trecut dimineața, a trecut miezul nopții, a trecut căderea coșilor și o singură perioadă a mai rămas, și anume dimineața, perioada în care o trăim noi. Doamne, ajută-ne să Te așteptăm din toată inima. Doamne, ajută-ne să Te iubim, ca așa spune Domnul, și să fii, spune Pavel, și să fii iubit venirea Lui. Ce iubim noi cel mai mult? Pe cine iubim noi cel mai mult? Adică mai iubim noi venirea Domnului? O mai așteptăm noi din toată inima? Atunci când iubești pe cineva și știi că trebuie să vină la tine, păi, nu știu, tot ce ai mai bun în casă, hainele cele mai frumoase, cozonacul cel mai pufos, sarmalele cele mai delicate, ciorba cea mai bună, adică, Dom'le, caut să-L aștepți așa cum se cuvine. Cum îl așteptăm pe Domnul Iisus Hristos? Doamne, ajută-ne să fim gata. Să fim pregătiți pentru momentul în care Tu vei reveni. Amin. Haideți să ne ridicăm.